Dragă Biserică Golgota, vă invit să deschideți împreună cu mine la Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 23 la versetul 29. Prin credință a fost Moise trei luni, a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui, când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Vă salut în numele Domnului nostru Isus Hristos din partea comunității de Nord-Vest și chiar din partea Bisericilor Filadelfia de la Paris și comunitatea de Nord-Vest avem două versete din Scriptură pe care le-am ales ca și salut. Sunt versetul 20 și versetul 21 din Iuda. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Așa să ne ajute nou Dumnezeu. Amin. Vă salut și din partea bisericii sau bisericilor Filadelfia de la Paris, Apocalipsa 3 cu 11, Domnul Iisus Hristos spunea, Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cu una. Dragii mei, trăim în vremuri care sunt destul de grele, vremuri în care adeseori nu știm în ce parte să o luăm. De fapt, și în vremea lui Moise, când s-a născut Moise, era o perioadă de criză. Și noi am trecut perioadă de COVID, cei mai de demult perioadă de război sau de Revoluție perioadă comunistă, postcomunistă, acum zicem o perioadă de democrație, o perioadă în care mulți de aici, de la dumneavoastră, vin înspre Occident, de la noi unii se mai întorc și pare că e așa de confuz. Într-o perioadă de aceasta ați ales cel mai bun lucru să veniți la casa lui Dumnezeu? și ați ales să aveți ser de evangelizare și doresc din tot sufletul Domnul Dumnezeul Cerului și al Pământului să vă binecuvinteze Tatăl nostru din ceruri, Domnul nostru Isus Hristos și Duhul Sfânt să fie prezent în inimile voastre și în biserica aceasta întotdeauna. Amin. Amin. Iată cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu, nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Trăim vremuri critice în care nu știm cum să procedăm, în care o alegere poate să dea un rezultat sau poate să dea un alt rezultat. Părinții lui Moise l-au ascuns pe acest copil trei luni de zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci Moise era frumos la chip. Era de parte bărbătească, știți și cunoașteți toți istoria în vremea aceea, toți copiii care se nășteau de parte bărbătească trebuiau să fie uciși. N-aveau voie să aibă, mai ales băieți, să nu se înmulțească poporul Israel în robie, și să-i țină bine faraon împăratul Egiptului sub o stăpânire anume. Însă părinții lui Moise au fost părinți credincioși lui Dumnezeu și plini de curaj. L-au ținut vreo trei luni. Nu știu ce s-a întâmplat după acele trei luni, dacă nu cumva copilul acesta a început să plângă, probabil să-l audă vecinii. Și dintr-o dată s-a întâmplat ceva au zis, nu-l mai putem ține. Au făcut o mică corăbioară sau un coștiuc, dacă vreți, în care au pus pe Moise acest coștiuc, era uns cu smoală, se asemăna tare bine cu arca lui Noe, dacă vreți. Era cam în același fel făcut, mărimile erau diferite și, bineînțeles, scopul era tot pentru salvare și una și cealaltă. Și L-au pus la un moment dat pe Nil în speranța că Dumnezeu poate să mai facă minuni. Niște părinți care au ales viața, care au ales să dea viață și când n-au mai știut, l-au pus în mâna lui Dumnezeu. În această seară, dragii mei, vreau să vă amintesc din Scriptură un verset care vreau să-l amintesc la început și probabil o să-l amintesc și la final. Deuteronom, capitolul 30, versetul 19, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși vorbește aici și spune așa, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Dacă să citim și următorul verset, care continuă și ne indică cum să alegem viața și cum putem obține aceasta. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale, și numai așa vei putea alocui în țara pe care am jurat sau a jurat Domnul că o va da părinților tăi lui Avram, Isaac și Iacov. Amin. Dragii mei, vedem că părinții aceștia fac o alegere, o alegere care era destul de riscantă. Știți apoi istoria cum fata lui Faraon a venit la râu? cum a găsit copilul, l-a luat, l-a adoptat, apoi l-a dat înapoi mamei lui ca să îl alăpteze, să-l crească o anumită perioadă, apoi a fost dus Moise la curtea împărătească, dacă vreți, a fost școlarizat și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise cunoștea toată știința Egiptului. Moise a fost un băiat inteligent, a fost un băiat frumos, au crezut toți că va fi următorul împărat sau faraon, însă ei nu știau că Dumnezeu îl alesese pe Moise. În această zi aș vrea să vorbesc despre câteva lucruri, și acestea sunt despre alegerile care noi le facem în fiecare zi. Pentru că este o provocare de când ne deșteptăm și până când adormim seara, să facem alegeri. Părinții lui Moise au ales viața pentru Moise. Părinții lui Moise au ales să se teamă și să-L asculte pe Dumnezeu mai mult decât pe împărat. Moise, când ajunge mare, alege și el. Și noi de dimineață și până seară, când ne trezim, alegem cu ce haine să ne îmbrăcăm, și câteodată avem probleme, că spunea un înțelept că și săracul și bogatul au probleme când se duc la garderobă. Știți dumneavoastră, bogatul nu știe ce haine să ia și săracul nu știe și el ce haine să ia, că poate una singură o are. Au probleme și unii și alții. Alegerea în fiecare zi e o problemă, nu-i așa? Ce să mănânci, cu ce să te îmbraci, să te duci la muncă, să nu te duci la muncă, și toate acestea sunt o alegere care o facem în fiecare zi. Aș vrea să învățăm în această zi că trebuie să alegem, dar nu orice, ci după Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și dacă vreți scopul predicii mele în această zi este alege ce vrei să culegi. Galateni, capitolul 6, versetul 7 și versetul 8. Galateni 6, versetul 7 și versetul 8. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Versetul 8. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Nu știu de ce a trebuit și am fost canalizat să vorbesc despre aceste lucruri în seara aceasta. Este problema lui Dumnezeu și ar trebui să fie și problema noastră. Ar trebui să ne punem mari întrebări. Ce dorim de la viața aceasta? Ce așteptări avem? Să ne punem întrebare ce vrem la final să obținem. Știți, dumneavoastră, cauză și efect. Adică, există o cauză înainte de, ce, de orice efect. Există o alegere, există o însămânțare, există toate acestea înainte de orice recoltă, de ceea ce dorești dumitalii, ceea ce doresc eu. A, alegi. În funcție de ceea ce îți dorești și ceea ce vrei. Alegi facultatea la care să mergi, alegi liceul la care să te duci, alegi să vii la biserică sau să nu vii la biserică și suntem într-o continuă, într-o perpetuă alegere. Și ce bine ar fi să alegem ce vrea Dumnezeu. Am citat Deuteronom 30 cu 19. Dragii mei, Alegerea să ar putea să fie una benefică pentru tine, una să te ridice pe trepte înalte, dar tot alegerea s-ar putea să facă și să fie o mare provocare pentru tine și la final să fie un dezastru. Depinde totul de alegerea ta. De fapt, dacă vreți, alegerile sunt o provocare. Alegerile, dragii mei, sunt... Și suntem influențați la alegeri de mai mulți factori. Mai întâi, spunea cineva, orice îți place, nu-i scump. Și atunci alegi ce îți place. Apoi, am putea să fim influențați nu doar de plăcere vizuală, auditivă sau altfel. S-ar putea să fim și noi, dacă vreți, surprinși și influențați de prietenii noștri care spune, fă așa, alege așa, de părinți, da, de copii, de anturajul nostru și ne influențează. Că depinde ce anturaj îți alegi. Un proverb românesc spune, spunem cu cine te însoțești ca să spun ce simplă, nu așa? Doar, doar spui cu cine te însoțești și spune exact cine ești. Așa spune proverbul acesta. Deci, iată că alegerile ne influențează și suntem influențați sau influențăm chiar prin alegerile noastre. Apoi, alegerile sunt un examen al vieții noastre. Foarte mulți, foarte mulți au luat examenul datorită alegerilor lor bune. Dar unii dintre ei au căzut examenul pentru că nu au ales bine în viață. Noie a ales bine și a făcut o corabie după cuvântul lui Dumnezeu. Știți că la final Noie și-a scăpat, dacă vreți, familia lui. Cele opt suflete au scăpat că într-o zi a alege Noie să asculte de glasul lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu vrea să alegi și tu bine pentru tine personal, pentru familia ta și pentru veșnicia ta. Doamne ajută-ne! Dar erau ginerii lui Lot. Vine Lot la ei într-o zi, într-o seară mai bine zis. Erau îngerii la el și a spus să ieșiți și să scoți tot ce ai tău aici. Pentru că am venit să nimicim cetățile acestea. Se duce Lot la ginerii lui și le spune că îngerii lui Dumnezeu sunt acolo, vreau să nimicească cetățile acestea și au spus Lot să iasă împreună cu el. Știți ce au crezut ginerii lui Lot? Că Lot glumește. Că tot să spune la pocăiți, că tot să spune la creștini, că într-o zi pământul cu ce este pe el va arde. Lumea și cei ce locuiesc, toate acestea într-o zi vor dispărea. Și unii cred, unii cred și despre venirea Domnului Isus, că totul este o poveste sau o glumă. Domnul să se îndure de noi. Dragii mei, în alegeri avem nevoie, dacă vreți, oamenii în alegeri, au nevoie de sfatul lui Dumnezeu. Au nevoie de Dumnezeu însuși. Și Domnul să ne ajute în alegerile noastre să alegem cum vrea Dumnezeu. Dar ca să alegem cum vrea Dumnezeu, mai întâi ar trebui să cunoaștem voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu are ofertă prin Scriptură la multe lucruri. Cum ar trebui să alegem și ce ar trebui să alegem? Domnul să ne influențeze prin Duhul Sfânt. Să vedem ce vrea Dumnezeu și ce vede Dumnezeu. Să auzim, dragii mei, ce Dumnezeu vorbește și să n-auzim ce nu vorbește Dumnezeu. Să simțim ce vrea Dumnezeu și Domnul să fie cu noi în toate. Eva. Avea cuvântul lui Dumnezeu, să nu se atingă de pom. Și totuși, Eva renunță la cuvântul lui Dumnezeu, ascultă cuvântul diavolului și se întâmplă marea catastrofă și noi suferim în zilele noastre pentru o alegere. Oare alegerea mea și alegerea ta n-ar trebui ea să ține cont de cuvântul lui Dumnezeu? Eu zic da, ar trebui Domnul să ne ajute. Nu cumva în urma alegerilor noastre să se întâmple catastrofe. Iosif alege să asculte pe tatăl său, Iosif alege să se teamă de Dumnezeu. Știți că o femeie într-o zi, când a crezut Iosif, în sfârșit îi merge bine, după ce a fost vândut de frații lui, ajunge rob și într-o zi o femeie se ridică și îi place că era băiatul frumos. Știți toată istoria aceasta? Ar fi putut să aleagă Iosif una sau alta. Însă Iosif, singur în Egipt, singur acolo unde ești, ar trebui să ții cont de cuvântul lui Dumnezeu. Și alege Iosif mai mult vocea lui Dumnezeu, cheama de Dumnezeu și respectul față de stăpânul lui. Și Iosif astfel nu păcătuiește nici înaintea lui Dumnezeu și nici împotriva stăpânului său. Într-adevăr că s-a plătit scump și poate unii ar spune Iosif, nu a meritați să alegi așa că ai ajuns la închisoare. Numai Dumnezeu are planurile lui și ce bine că noi cunoaștem toată istoria lui Iosif. El nu o cunoștea atunci. Dacă vreți, Petru, alege și el într-o zi, a spus, mă duc până la moarte. Și noaptea aceea alege în fața unei femei, alege în fața unei slujnice să se lepede de Marele Împărat. Și am putea noi continua, n-a alege într-o zi să ne asculte de cuvântul lui Dumnezeu și să plece la Tars, că la Tars era mai bine, se pare că. Erau palmiere acolo. La Tars era nisip și mare. La Tars se trăia bine și era o economie prosperă acolo. Și alege Iona, în loc să prorocească unde vrea Dumnezeu, el vrea să se ducă în altă parte, <coughs> pardon, unde el consideră că este mai bine. Iată încă o alegere. Dragii mei, în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre omul care alege pe Hristos. Omul care alege pe Hristos. Moise avea la îndemână și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, versetul 26. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Dragii mei, să învățăm de la Moise în seara aceasta. Moise a fost omul care s-a uitat la cele două laturi, s-a uitat la ocara lui Hristos și să suferă împreună cu poporul lui și era în cealaltă balanță bogățiile Egiptului. Era dacă vreți, plăcerile de o clipă. Era strălucirea cea mai mare din vremurile acelea, că Imperiul Egiptean era cel mai puternic cunoscut în vremea aceea. Ar fi putut el să rămână pe tron, să se bucure cum vrea de viață, însă Moise acesta l-a privit pe Hristos. I s-au pironit ochii Știți, ce înseamnă aceea ca și la Hristos când i s-au pironit mâinile în Golgota. I-au fost pironiți ochii ațintiți. A privit la Hristos, l-a văzut pe Hristos, a văzut răsplătirea lui Hristos și Moise a spus, eu mă duc după Hristos, eu prefer să sufer cu poporul meu decât să am bogățiile decât să am plăcerile de o clipă ale Egiptului. Care este alegerea ta? Omul acesta, Moise, nu avea istoria lui Hristos scrisă. Nu avea istoria lui Hristos, că Iisus Hristos a venit să moară pentru noi, ca noi să avem viață veșnică. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și pe cei din vechime le-a țintea privirea spre Hristos și ar trebui și noi. Doamne ajută! Primul gând care vreau să vorbesc în seara aceasta este alegerile vieții sunt mărturia vieții noastre. Știți dumneavoastră, Moise a ales să-L urmeze pe Hristos, să-L slujească pe Hristos. A ales o cara lui Hristos. Spune Domnul Iisus Hristos, Luca 9, de la 23. Dacă vrea cineva, apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Oferta aceasta nu vedem în publicități omenești. Vă rog să mai lăsați acest verset. Oferta aceasta. Pare că nu e așa bună pentru trupurile acestea. Dacă voiește cineva să vină, spunea domnul, numărul unu, să se lepe de sine. Dar nu pentru asta ne luptăm. Dar ne trezim să alegem de dimineață, să mergem la muncă la final de lună, să avem un salar, nu-i așa? De dimineață și până seară te duci de două, de trei ori la oglindă sau te uiți în telefon să vezi cum stai, cum arăți de frumos. Și sunteți frumoși! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amen. Dragii mei, alegem mereu și Domnul zice să te lepezi de tine. Adică să nu mai existe Grigore Creța! Să nu mai existe Daniel Hada! Să existe Hristos în noi! Hristos în noi, nădejdea slavei. Dragii mei, alegerile vieții sunt mărturia vieții noastre. Moise a ales să meargă și l-a privit pe Hristos. A trebuit să părăsească locurile acelea pompoase, palatul regesc, să plece, să fie într-o pustie. În loc de împărat, Moise ai ales-o. Cum îți o faci tu cu mâna ta? Cum îți aștergi tu? Acum, Moise, te duci și nu știi unde mergi, treci într-o pustie, ajunge la un moment dat, știți istoria lui, și Moise, cel care trebuia să fie rege în Egipt, ajunge cioban. Cioban la o turmă de oi. Mai dacă era afacerea lui. Mai ziceam și eu. S-a meritat că și o făcut afacere, biznițul lui, oile lui. Dar știți că era oile lui socr sau? Cum alege Moise? Oare n-ar trebui și noi să alegem? Să slujim marelui nostru stăpân și tată ceresc. Și să ne ocupăm fiecare de unde ne-a pus de turma pășunii lui ce frumoasă alegere ar fi! Să te lepezi de tine, apoi să-ți ai crucea și apoi să-L urmezi! Măcar dacă te-ar lăsa să iai crucea, să te duci pe unde vrei tu, să faci ce vrei tu. Mai te învârți cu o cruce mare, te o supărat unul și doar te-ai învârtit cu crucea. nu i așa? Și l-ai ajutat să cadă. Te mai învârși în cealaltă parte dacă neamul ăla te o supărat. Dragii mei, să-ți iai crucea și să-L urmezi pe Domnul. Când merge Domnul, faci pași. Când se oprește Domnul, te oprești și tu. Și aceasta, dacă vreți, trebuie să fie mărturia că nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi mărire Lui. Dragii mei, alegerile vieții sunt mărturia vieții noastre. Ce prieteni îți alegi? Acea mărturie ai. Știți, spiritul de echipă, spiritul de gașcă și alte spirite. Dacă vreți, spune despre mine și despre tine. Acestea vorbesc. Unde mergi, spune despre tine cine ești. Prietenii spun despre tine cine ești. Ce vorbești tu și în ce vorbe stai. În ce anturaj stai, vorbește ce identitate ai. Unde îți place mai mult? Unde vorbește Dumnezeu sau unde vorbești tu? Dragii mei, alegerile vorbesc despre identitatea noastră. Iuda, știți că Iuda era cu caseria. Și Știți toată istoria lui Iuda? Știți după ce moare Domnul Iisus Hristos, cum i se spune la Iuda? Știți ce identitate a câștigat Iuda? Că a ales să-L vândă pe Fiul lui Dumnezeu? A câștigat vreo treizeci de arginți, dar scrie despre el și spun oamenii că îi se zice Iuda vânzătorul. Știți că depinde de faptele ce le facem. Noi suntem catalogați, identificați. Se spune despre noi când mergi să-ți faci pașaport, ce ochi ai, ce înălțimi ai, la ce vârstă sau când te-ai născut și toate lucrurile acestea. Te uiți într-un pașaport și găsești multe. Îl identifici pe un om. Știți, dumneavoastră a fost unul din ucenici pe nume Toma. Și Toma a umblat cu Domnul Isus Hristos. Dar după ce moare Domnul, învie Domnul Isus Hristos și se întâmplă ceva. Toma zice, nu cred că l-ați văzut. Până nu pipă eu. Știți dumneavoastră că noi și în Duminica Tomii zicem despre Toma îl identificăm. De fapt, e mărturia lui Toma. El a zis că nu crede până nu vede. Și știți cum îi zicem? Toma necredinciosul. Dar ceilalți au crezut, toți? Nici ceilalți nu au crezut. Oare nouă, cum ne spun oamenii? Domnul Iisus era interesat și zice, cine zic oamenii că sunt? Și unul zice, prorocul altul așa, dar îl întreabă pe Petru, Petre, tu cine zici că sunt? Și Petru spune, revelat de Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt, că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu mărire Lui. Dragii mei, pe noi cum ne identifică lumea? Știți, în funcție de alegere. Păi dacă unul fură, știți cum îl identifică în sat? Hoțul. În localitate, nu știu, la Hunedoara poate n-ați auzit nici de unul că e hoț, ce bine. Dar la noi la Paris se mai spune de câte unul, îl ai hoț, ai grijă să n-ai afaceri cu el. Și la alții le spune altfel, la altul îi zice mincinosul și la altul altfel. Vă, cum vă zice, cred că vă zice, cum mi-a zis mie în armată, când n-am ajuns bine în armată, încă pe tren, zice unul, o scos o sticlă din aceea, o butelie din aceea și zice, hai să bem. Și am zis, nu beau. Și când am zis, nu beau, zice, ești pocăit, ești pocăit. Dragii mei, n-am ajuns bine în unitate și deja știau toți că eu sunt pocăit. Și mi-au zis, pocăitul, apoi mi-au prescurtat poco. Acum nu știu, nu știu cum vă zice dumneavoastră, vă zice pocăiți, vă zice nepocăiți. Nu știu, dar înaintea lui Dumnezeu alegerea voastră, dacă vreți, este mărturia voastră. Dacă vreți, este identificarea dumneavoastră. Da, Moise, omul acesta, a ales pe Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Dragii mei, știți cum trebuia să-i zică lui Moise oamenii? Fiul fiicei lui Faraon. Și alege Moise pe Hristos și noi nu-i mai zicem Moise, fiul fiicei lui Faraon, ci Moise, robul Domnului, cel credincios lui Dumnezeu, cel care a scos, dacă vreți, din Egipt pe poporul lui Israel. Dragii mei, oamenii mari știu să renunțe la lucruri mari ca să îi înalțe Dumnezeu. Ai renunțat la tine însuți? Te identifici tu, mărturia ta spune că ești creștin? Domnul Dumnezeu să ne ajute. Când alegi, trebuie să renunți. Moise alege. Îl alege pe Hristos. Dar în momentul când alegi lucrurile astea de sus, dragi mei, se întâmplă ceva, trebuie să renunți. Renunți la tot ce ești tu. La toate lucrurile a renunțat Moise, la toate comorile Egiptului, la toată oferta Egiptului, a părăsit Egiptul și s-a dus. Știți, dumneavoastră, când alegem să-l slujim pe Dumnezeu, trebuie să renunțăm la păcat, la o viață trăită după Sfânta Tradiție. Trebuie să trăim o viață reală după cum o vrea Domnul Dumnezeu. Ca mărturia noastră, dacă vreți, identitatea noastră să rete, că Iisus Hristos este Domnul. Alegerile, dacă vreți, vorbesc cine ești din punct de vedere spiritual. Și vă dau un exemplu mic. Se întâlnește Saul din Tars pe drum, alesese să meargă să prindă pe creștini, să-i lege, să-i bată, și să-i aducă la Ierusalim, legați. Și se întâlnește pe drum cu unul care poartă numele de Emanuel, de Iisus Hristos, care este aici în seara aceasta, și să uită ce alegere ai, ce viață ai avut, te identific... ce identificare ți-ai făcut până aici. Și vorbește cu Pavel și Pavel după ce a devenit Pavel, zicem. Cine ești, Doamne, zice Saul. Cine ești, Doamne? Eu sunt Hristos pe care îl prigonești. Dragii mei, din momentul acela, Pavel alege să-L urmeze pe Hristos. Amin. Și când faci alegeri, la început, știți cum te privești toți? Știți cum era primit Pavel? Știți cum a fost primit Pavel? Păi și la creștini era frică. Și -o șoteau pe aici pe colo, ăsta, ăsta mi mi-a bătut neamul, ăsta mi-a bătut, ăsta, ăsta i-a prigonit pe ăia. Și acum devine el prigonitul. Că a ales să fie apostol al neamurilor, dar al Domnului nostru Isus Hristos. Și când alegi plătești și prețul. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin. Dragii mei, alegerile vorbesc despre valorile noastre. Al doilea. Alegerile vorbesc despre valorile noastre. Prin alegeri arătăm valorile. Știți ce a spus Apostolul Pavel? O zis că el socotește toate acestea. Era școlat la școala lui Gamaliel, la picioarele lui Gamaliel. Era cel mai înțelept dintre profesori de atunci, Gamaliel. Da, avea oferte mari. Și la un moment dat, când se uită la Hristos după ce îl vede pe Hristos, îl alege și el ca Moise, îl alege pe Hristos și zice, socotez toate acestea ca un. Dragi mei, cum le socotim? Pentru că alegerile vorbesc despre valorile care le avem. Umblăm noi, oare, după o cara lui Hristos. Nici la unul nu-i place oferta. Nu așa să fii ocărât pentru Hristos. Să fii batjocorit pentru Hristos. Am fost batjocorit și ocărât pentru Hristos. Dar am fost mândru. Mi-a adus aminte fratele păstor bătrân de aici, Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Și de unele vremuri de aici, din Hunedoara. Și am spus că pe vremea aceea dormeam în biserica din Bistrița să nu o dărâme comuniștii că au venit cu buldozerele. Surorile au stat acolo cu copilași în brațe. Era o mică bisericuță. Mă uitați în Bistrița, ați vreo 8 biserici penticostale în câteva catedrale ca la dumneavoastră. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul, dragii mei! Apoi am fost dat dispărut acasă și batjocorit. Dar nicio problemă! Cei care mi-au spus că nu o să văd soarele, nu știu dacă ei îl mai văd. Eu am văzut soarele dreptății și lumina lumii, că l-am văzut pe Hristos și nu-mi pare rău. Eu am trecut frontiere și frontiere de atunci. Eu care mi s au spus că niciodată nu o să mai văd soarele, nu să trec o frontieră. Acasă s-a spus că am dispărut. Dar ce contează? Contează să alegi valorile eterne, că tot pământul cu ce este pe el vor trece, să duc guverne, se duc împărății. Rămâne unul singur, Domnul Dumnezeul nostru. Dragii mei, alegeți valori! Alegeți cuvântul lui Dumnezeu care rămâne veșnic. Nu alegeți gunoaiele că rămâneți cu ele și n-au nicio valoare. Alegeți viața ca să trăiți. În seara aceasta v-a adus Domnul Dumnezeu aici și m-a adus și pe mine, ca împreună să auzim, să-L alegem pe Hristos. El e valoarea noastră. Prin El suntem socotiți, neprihăniți. Prin moartea lui, dacă vreți, prin învierea lui. Dacă vreți, el a luat moartea noastră, blestemul nostru. A murit și noi ne-a dat viață, mărirea lui. A înviat și eu zis că i s-a dat toată puterea în ceruri și pe pământ, glorie lui. Alegeți un Dumnezeu viu, nu un Dumnezeu mort. Alegeți cuvântul vieții. Alegeți lucrarea Duhului Sfânt! Alegeți tezaurul nostru penticostal! Să fie aici și proroși și văzători! Să fie aici oameni să vorbească de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt despre înțelepciunea care vine de sus, cunoștință și toate celelalte, că avem nevoie. Alegeți să lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze în voi, să faceți roada Duhului. Amin că alegerile care le facem spun ce valori am ales. nu e așa când te duci la piață, te uiți ce bani ai și zici vreau să-mi iau mașină. Te învârți în toată piața, citești toate ziarele, te uiți pe internet și zici măi de bani ăștia vreau să-mi iau mașina maximă, cea mai frumoasă, cea mai bună, fără defecte. Nu așa că vrem lucrul ăsta. Alegeți și pentru suflet, că pentru trup văd că stați bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă vreți, alegerile vorbesc despre valorile noastre. Alegeți lucrurile de sus. La plecare din lumea aceasta, dragii mei, la plecare din lumea aceasta, ce duceți? unde le duceți, unde le puneți. Că la unii, când te duci sau te uiți la mormântări, le-au pus bani, le-au pus statuete de aur sau lingouri de aur. Când o ajunge la nu știu ce poartă să plătească. Și după o de ani, dacă mergi să dezgropi, încă nu a ajuns la poartă să plătească. Însă unul în Golgota morea lângă Hristos. Și după ce se mărturisește, se pocăiește acolo, alege să se pocăiască pe cruce. Toată viața o ales să fie un tâlhar. Și dintr-o dată, când îl vede pe Iisus, zice, când vei veni în împărăția ta, pomenește recunoaște că împărat și știe că va veni odată iarăși în împărăția lui. Și spune Domnul așa, azi vei fi cu mine rai. Alegeți viața, Domnul să vă binecuvinteze. Știți că și Isus și Lui a fost dat să aleagă. Matei 4. Văd că ceasul dumneavoastră merge. Dar mergem și la fix tot de Dragi mei, Matei capitolul 4. După ce trece Domnul Isus Hristos 40 de zile de post, vine diavolul și zice, poți să zici la pietrele astea să facă pâine, că vine să ne dea o alegere să credem noi că este milă de noi. Așa zice. Bă, dar fă-pui cât sunt foame. A, Luce pe templul Templului și arată bogățiile, strălucirea lumii. Ce te închin mie? Să le dau. Cam așa vine și la noi. Alegeți ce a ales Hristos, Domnului Dumnezeului, acela din cer, singur, unic și veșnic să-i dăm închinarea, lauda și gloria. Amen. Și niciodată al cuiva, nici lucrurilor, nici diavolului. Doamne ajută! Al treilea gând. Alegerile vorbesc despre statornicie. Știți, alegerile vorbesc despre valorile noastre. Dacă vreți un exemplu scurt, era un tânăr bogat, a venit la Domnul Isus Hristos, stă de vorbă cu Domnul, cunoașteți bine și această istorie. Și Domnul îi spune că îi mai lipsește un lucru, să vândă tot ce are, să dea săracilor, să vină să-L urmeze. Știți ce alegere au făcut? Să rămâne cu bogățiile. Dacă azi le-am căutat bogățiile acelui tânăr bogat, oare mai găsim? Dar cei care l-au ales pe Domnul sunt în ceruri cu Domnul. Slăviți să fie Domnul! Alegerile vorbesc despre statornicie și dacă vreți, toate alegerile noastre ar trebui să reflecte în ele statornicie înaintea lui Dumnezeu. Toate alegerile noastre care le-am făcut pentru Domnul ar trebui să le ducem până la capăt. Salmul 15 Dacă face un jurământ în paguba lui, Știți lucrul acesta? În pagubă. Dar noi am făcut jurământ înaintea lui Dumnezeu că îl slujim toată viața. Dragii mei, alegerea aceea de atunci mai este avalabilă? Domne ajută! Alegerea vieții noastre ar trebui să meargă până la capăt. Toate alegerile ar trebui să respecte pe Dumnezeu. Iosif în alegeri l-a respectat pe Dumnezeu, Moise l-a respectat pe Domnul. Fiecare alegere, dacă vreți, trebuie să arate în ea statornicie. Și puțin vă amintesc de Iov. Iov, un om bogat, un om neprihenit, Știți cum se duce diavolul, îl cere pe Iov să-l cearnă, pierde Iov copiii, pierde Iov averile, pierde Iov casele, afacerile, tot. Nu mai are oi, cămile, nimic. Apoi, soția lui vine și-l ajută. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și el spune, Domnul a dat, Domnul l-a luat. Știți că omul acesta s-a hotărât să rămâne statornic și a rămas până la final. Și Dumnezeu, care și El e statornic, celor statornici, păi ăștia îi binecuvintează. Slăvit să fie Domnul! Amin. Rămâne statornici! Că mulți pleacă în lupta aceasta a credinței, a sfințeniei. Mulți vor și mulți abandonează. Aș vrea să fim din aceia care ne ducem și să mergem până la capăt. Domnul să ne ajute. Ultimul gând, dacă vreți. Alegerile noastre arată perspectiva vieții noastre. Alegerile noastre, știți, arată viitorul nostru. Ce alege azi vei culege mâine. Dragii mei, cum alegem? Alegem noi, suntem într-o seară de evangelizare. Enumer câteva lucruri. Alegem noi voia lui Dumnezeu în viața noastră. Amin, Doamne ajută! Alegem noi să împlinim planul lui Dumnezeu cu noi. Doamne ajută! Alegem noi să slujim pe singurul nostru Dumnezeu, adevărat, Doamne ajută! Alegem noi pocăința care nu ne place la toți, Amin, bă, e darul lui Dumnezeu. Și e singura ieșire, poartă, dacă vreți, care ne duce la Dumnezeu pocăința. Prin Hristos putem să ajungem la Dumnezeu, dar trebuie să ne pocăim. Doamne ajută! Amin. Este o credință care trebuie să o păstrăm. Alegem noi să o păstrăm în fiecare zi. Doamne ajută! Fraților, aceste lucruri arată perspectiva unde vrei să ajungi? La final. Unii zic, stau la muncă, muncesc și la 60 și, nu știu, 2, 5, 7, vom vedea la final. Poate ieșim la pensie. Și suntem credincioși jobului nostru și nu rău. Dacă ajungem. Dar ne promis Dumnezeu mari promisiuni. Slăvit să fie Domnul. Mai alegem noi aceasta să fim credincioși Lui. Am întrebare. Vrem în împărăție. Alegem noi să ne facem copii ai Lui Dumnezeu, că și tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă, dar nu toți aleg să se facă. Cum nu vă rugați voi pentru Hunedora? Și n-ați vrea toți să fie copii ai Lui Dumnezeu? Eu aș dori toți românii de pretutindeni și nu numai europenii și rușii pe care păstoresc Dumnezeu, să mântuie și Rusia, și Ucraina, și America. Amen. Și lumea întreagă că de aceea a murit Hristos. A făcut totul, a ales Hristos să părăsească cerul, gloria cerească. Amen. A ales să vină și să naibă unde să-și pune capul. A ales să vină să ia o cruce, să meargă în Golgota, să moară pentru noi. Slăviți să fie numele Lui. Amen. Ca tu și eu să poți alege viața. Tu și eu care prin neprihănirea noastră niciodată nu putem ajunge în rai. Să putem să fim în împărăția lui Dumnezeu. A ales Hristos să vină, să facă totul pentru noi. Ce alegi în seara aceasta, dragul meu? Ce alegi? Vorbește despre perspectiva unde vei ajunge. Alegi nașterea din nou. Alegi umplerea cu Duhul Sfânt. Și de aici ar trebui să vorbim mult, că de Duhul, alegem noi, sau mai alegem și de fire câte într-o zi. Așa, ziua, firea și în weekend, Duhul. Noi trebuie să fim duhovnicești și să ne călăuzească Duhul Sfânt și luni și marți, 24 din 24, 7 din 7. Să fie Domnul Dumnezeu în noi, prin Duhul Sfânt, să ne călăuzească, să ne mângâie și să ne-l mereu și mereu, să stăm cu ochii ațintiți spre Hristos și răsplătirile. Trece pământul cu tot ce-i pe El. Dragii mei, cei a lui Hristos, a lui Dumnezeu, va fi un cer nou și un pământ nou. Citiți Apocalipsa, capitolul 21, primele patru versete. Afișați-le în timp ce eu închei predica în această seară. Vă rog să le afișați, toate așa pe rând. Dumneavoastră citiți-le și mai auziți puțin, așa. Alegerea ce o face azi. vorbește de perspectiva ta de mâine. Deuteronom 30 cu 19. Am zis că încheiem cu acest. Deuteronom 30 cu 19 iau azi cerul, dragii mei, cerul și pământul pe care umbli. Le ia Dumnezeu ca martori. Unde te ascunzi? Că te vede din cer și te simte pământul și grinda într-o zi va vorbi. Ce alegere faci ziua și noaptea și seara când nu te văd părinții. Ce alegere faci pentru veșnicia ta. Iau azi cerul și pământul martori. Ăștia nu mi, -mi spun adevărul împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Dragii mei, omul care îl alege pe Hristos, în alegerile lui, dacă vreți să vede mărturia vieții lui, în alegerile lui se vorbește despre valorile lui. Dacă vreți, alegerile noastre vorbesc despre statornicia noastră. Și alegerile ce le face azi vorbesc despre perspectiva unde vei fi mâine. Doresc din tot sufletul Domnul Dumnezeul Cerului și al Pământului. Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe fiecare cub și în veci. Amin.